Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Astăzi, din nou, despre rugăciune și începem acest lucru uitându-ne la revista noastră pe lunile martie-aprilie. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Am pus noi titlul acestei reviste și, de la un capăt la celălalt, vorbim despre nevoia, despre necesitatea restaurării dimensiunii rugăciunii în viața individului, la nivel de familie, de biserică, de oraș, de țară, rugăciunea care este cheia. Dumnezeu, cum spun chiar în preambulul editorialului, nu spune altfel, casa mea se va numi o casă de studiu biblic sau de învățătură biblică sau de închinare, ci casa mea se va numi o casă de rugăciune și se referă la orice formă de manifestare a eclesiei, a bisericii lui, începând de la unul sau doi care se adună până la o biserică, o națiune, un oraș. Un oraș întreg, cam aceasta a fost gândul care Dumnezeu l-a pus în inima noastră când am dat drumul la această revistă, care colectează articole, opinii, puncte de vedere, știri, informații despre ce înseamnă dimensiunea rugăciunii în viața diverselor biserici. Înainte de a merge mai departe, un scurt spot prin care împreună răsfoim această revistă. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, cel mai recent număr al revistei Alfa Omega TV Magazine. Citește articole despre nevoia de restaurare a vieții de rugăciune, la nivel individual, în familie și în biserică. Vei afla ce înseamnă mijlocirea profetică și cum se roagă poporul Domnului din România. Programul TV zilnic pentru lunile martie și aprilie. Abonează-te să primești gratuit revista Alfa Omega TV Magazine. Așadar, revista Alfa Omega TV Magazine pe lunile martie-aprilie este încă disponibilă și mai avem câteva copii pentru cei care se doresc să aboneze acum ca să primească în format tipărit sau care doresc și pe viitor să primească această revistă despre rugăciune. Este un demers pe care îl facem pentru restaurarea rugăciunii, dar o facem prin intermediul revistei acestea tipărite și vă mulțumesc și acum celor care contribuiți prin rugăciune dumneavoastră, prin aportul dumneavoastră financiar ca la această revistă, ca ea să fie concepută, redactată, tipărită și expediată gratuit la aproape 10.000 de cetățeni din România. Aveți și de la începutul emisiunii un link unde puteți să găsiți mai multe informații pentru a ne sprijini în continuare pentru continuare acestei reviste. Și pentru că vorbim despre rugăciune, am observat că pe canalul Alfa Omega TV în ultima vreme, poate chiar de la începuturi, în ultima vreme au fost mai multe îndemnuri la rugăciune, reportaje despre rugăciune, contribuții despre rugăciune. Am selectat din arhiva noastră o contribuție mai veche, un interviu mai vechi pe care l-am avut cu Viorel Birău, lider al Bisericii Pentecostale numărul 1 din Vicovo de Sus, care ne vorbește despre rugăciune într-o biserică, cum este cea din Vicovo de Sus, Biserica Pentecostală numărul 1, județul Suceava. În 2015, eu am fost în America. Am fost mai de multe ori, dar vreau să spun că atunci am primit acolo o descoperire într-o biserică de la Domnul, du-te acasă și pune biserica la rugăciune și la post, pentru că vine vreme, vremea care vine, nu, biserica nu este suficient de pregătită pentru așa ceva. Și atunci am zis, ce pot să fac altceva? De altfel, noi și înainte am organizat biserica pe post și rugăciune pe sectoare. Avem sectoare pe așezare geografică a localității. Dar avem și rugăciuni care le avem noi, le-am avut înainte, le-am avut acum în biserică, marța și joia, mă rog, dimineața am făcut, după ce a venit pandemia, am făcut în fiecare seară rugăciune în familie și asta am spus că era chiar foarte binevenită de la 9 la 10. Și acum un pic vara asta s-a mai slăbit după ce o mai lăsat mai liber și, mă rog, nu mai era problema pandemiei așa de tare, dar văd că din nou iar se reînnoiește. Și am făcut și dimineața de la 5 la 6. Acum, tot în timpul ăsta, deja de anul trecut, nu de anul ăsta, am introdus rugăciunea dimineața de la 5 jumate la 6 jumate, o oră de rugăciune. La început veneau frați și 200 și peste 200 de frați. Acum mai vin, nu vin chiar așa, vin la 100, peste 100, poate vin și până la 200, altădată vin și sub 100,
Așa? Dar vin la rugăciune și avem rugăciune luni, miercuri și sâmbătă, avem rugăciune de la 5:30 la 6:30. Avem rugăciune în biserică, care o avem marțea. Mă rog, nu este chiar așa, că m-am uitat, asta este foarte adevărat, umblând, am umblat în toată Europa, în America, în Israel, am fost, în Asia, am fost în India, am fost în mai multe locuri. Vorbesc despre țările dezvoltate din Europa și din America, puterea poporului este slăbită, nu are așa dragoste de rugăciune, nu mai are asta. Probabil de aceea am avut și avertizarea prin Duhul Sfânt să facem și am făcut tot felul de provocări. De când am venit în Vicov, am introdus studii biblice și am făcut studii biblice, am făcut la nivel de biserică cu tineretul, am făcut grupe de studii biblice la nivel de tineri de biserică, mai multe grupe, după aceea am introdus și școală duminicală în biserică, tot după Revoluție am introdus asta și s-a făcut până acum, tot s-a făcut. Am avut copii, 400-500 de copii la școală duminicală, avem 5 săli de clasă care le-am făcut lor, posibilitatea să poată să adună în afară de biserică. Programul lor în biserică ne-a ajutat de multe ori. Normal, asta este viața bisericii, viața unui om credincios. Rugăciunea, postul, citirea cuvântului și trăirea lui. Deci, nu poți să trăiești cuvântul fără rugăciune și fără ajutorul lui Dumnezeu. Nu poți să fii un om spiritual, un om duhovnicesc. Nu ai cum să fii. Pentru că de aici noi vedem că avem dependență de Dumnezeu, depindem de Dumnezeu care ne ajută. De aceea ne rugăm. Ne rugăm Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu a dat biruință și la lucrare. Dumnezeu a dat biruință la biserică, s-a mulțit biserica datorită rugăciunii. Am spus rugăciunii și postului, care este într-un fel o putere spirituală susținută prin rugăciune și o apropiere de Dumnezeu. Ma, categorică e slăbit normal starea spirituală în general, vorbesc la nivel de țară cu privire la rugăciune și post și așa mai departe. Ce mai postim? Și mie mi-o zice, ce tot a dat post și rugăciune? Dar asta e calea. Domnul Iisus asta ne-a învățat. Nu este altă cale. Avem nevoie de Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne ajută în tot ce facem, fie construcție de biserică, fie evanghelizări, fie parte spirituală a bisericii, lucrări de biserică. Deci asta ajută. Deci fără asta nu poți. Asta e viața bisericii. Și de aceea asta am introdus. Să fie cu iertare, spun, am avut un socru care era omul rugăciunii, a fost păstorul bisericii. De la el am învățat asta, așa de mult. S-a rugat, postia zile și săptămâni la rând. Un om care a stat în post și rugăciune nu o zi, două, cum era vorba, farisei postea două zile pe săptămână, săptămâni la rând. Deci eu asta am învățat și asta am promovat în biserică și încă tot continuu și am zis, am pus și biserica pe sectoare să se roage și să postească. Deci contează asta. Nu poate să fie o viață spirituală și mai ales acum când lumea este dezgustată, mai ales că a fost binele ăsta, 30 de ani de bine. De acum s-o cam terminat cu binele ăsta, cred că vine altceva în viitor. Probabil asta are în vedere Dumnezeu pregătirea bisericii pentru viitorul care ne stă în față. Păi nu poți să stai în fața evenimentelor ce spune Domnul Iisus în Luca, capitolul 21, versetul 36. Dacă nu ne rugăm, nu putem sta în picioare în ziua aceea, în zilele acelea rele. Nu poți să stai în picioare, deci avem nevoie de rugăciune, de ajutorul lui Dumnezeu. Deci asta am considerat. N-am citit Biblia numai ca să am un material strâns în mintea mea că știu multe lucruri din Biblie, ci să practicăm ceea ce scrie în Scriptură și punem pe Dumnezeu la încercare. Dumnezeu ne-a demonstrat și vedem multe lucruri frumoase, multe vindecări, dacă vreți, multe lucruri frumoase care Dumnezeu le-a făcut, minuni care Dumnezeu le-a făcut, numai, dacă vreți, bisericile, care sunt trei biserici mari, nu mai spune, este Biserica Laura și este altă biserică din cartierul Plai, e mai mică, sunt mai mici cele două, dar aici aceste trei biserici sunt biserici mari datorită stăruinței înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. A fost Viorel Birău cu un gând despre cum este organizată, gândită rugăciunea acolo în Vicovul de Sus și în multe alte biserici, numai din zone preponderent cunoscute ca și
ca și centre ale rugăciunii din România, dar și în alte locuri. Dumnezeu lucrează la restaurarea dimensiunii rugăciunii în diverse feluri și moduri și vă întreb, dacă sunteți liderii unei biserici, să vă gândiți, să judecați, să vedeți în ce măsură puteți să fiți parte din restaurarea rugăciunii sau potențialul rugăciunii sau ridicarea rugăciunii la un nou nivel, ziceți cum vreți, pentru noul sezon în care intrăm. Fără rugăciune nu se poate, așa cum spunea Viorel Birou, rugăciunea este parte din viața bisericii. Și sigur că avem mai multe resurse despre rugăciune, o să revenim cu ele, despre ele, intrați pe site-ul nostru la secțiunea de librărie și vedeți acolo multe resurse despre rugăciune, despre mijlocire, despre război spiritual, diverse forme de rugăciune, postul care potențiază rugăciunea, mai multe astfel de resurse și cu promisiunea că o să revin altădată, vrem să mergem mai departe. Să vorbim despre vindecare. Tot parte din rugăciune, din mandatul care ni l-a dat Domnul este și aceea de a merge și de a vindeca bolnavii, de a elibera de opresiunea celui rău. Este un mandat pe care l-am primit de la Domnul Iisus și trebuie să-l urmăm. Tot pentru dumneavoastră din arhiva noastră selectăm aici o secvență de câteva minute dintr-un interviu care l-am avut cu fratele Corneliu Pop. Dumnezeu este încă în putere, slujește în zona Brașov, dar merge unde acolo unde este chemat, o scurtă secvență cu el despre cum, de-a lungul unei vieți lungi, plină de presiune, aventuri, provocări, el a continuat să slujească pe Domnul în zona de vindecare și eliberare. Cei care au posibilitate să facă grupuri, să facă cercuri de învățătură și să explice pe larg lucrurile respective, ca să facă cercuri prin care să vină sufletele, să vină, să fie eliberate la ei în cercurile respective, cum sunt în străinătate, în multe locuri. De exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult T.B. Joshua. Cam așa, în sistemul acela am lucrat și eu, în genul acela. De multe ori am avut cazuri când am pus mâna pe capul la persoană, ia mâna de pe capul meu, nu vă suport. Și m-am dus încă o dată și încă o dată și a treia ori când am pus, o căzut pe spate și după câteva secunde s-a sculat singur și am dat mâna cu el. Sistemul important este dacă dai mâna cu persoana respectivă și persoana respectivă acceptă să dai mâna cu ea, înseamnă că e eliberată. Dacă nu acceptă, înseamnă că nu e eliberată, că diavolul nu vrea să aibă contact cu creștinii, să aibă cu, mai ales cu lucrătorile astea. Și prin asta testăm noi vindecarea, când eliberarea de demon. Am vrea să vă spun, de ce ați dat numele, titlul ăsta, Dincolo de barierele minții? De ce? Pentru că trece dincolo de medicină, dincolo de toate cunoștințele omenești, e o cunoștință deosebită a lui Dumnezeu. Este un catalog deosebit care numai Dumnezeu îl are. Și noi nu suntem împotriva științei, împotriva medicilor, nu suntem. Ei fac până la un loc, atâta cât știu și cât pot. Dar de multe ori am avut întâlniri cu medici care au mărturisit că au văzut persoanele vindecate și au rămas uimiți și au zis, domnule, e ceva deosebit. Dincolo de capacitatea minții de a înțelege fenomenul. Da, ei au zis că ceva e ceva deosebit dincolo, că nu mai putem înțelege de unde vine. Acum, ce o să... Uitați, ultima mărturie din cele din cartea asta, volumul 1, numărul 65, este vindecarea prin credință. Care e locul credinței în toată slujirea de vindecare? Cineva trebuie să aibă credință. Chiar Domnul Iisus, unde n-a fost credință în localitatea lui, n-a putut să facă multe minuni. Da, de ce e importantă credința? A credinței a dumneavoastră sau a persoanei pentru care vă rugați? A dumneavoastră, în primul rând. Undeva trebuie să fie credința undeva. E credința persoanelor respective. Dacă, de exemplu, cum a fost cazul la cele care primeau vise și îi spunea Dumnezeu că să-l cheme pe ăla, atunci creștea credința și știa imediat. Dacă vine ăla, totul e rezolvat. Și noi trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu care spune lucrul acesta. Cine va face lucrul acesta va fi tămăduit. O scurtă secțiune cu
Corneliu Pop din Brașov, care dacă este la o vârstă înaintată, dânsul a continuă să slujească pe Domnul în zona aceasta de vindecare și eliberare și de la început vă spun, înainte de merge mai departe, avem două cărți care sunt cărți de tip mărturii ale lui, volumul 1 și volumul 2, dincolo de barierele minții, le am în mână pe amândouă. Sunt cărți care colectează, pur și simplu, nu sunt studii biblice, sunt exemple, mărturii concrete, consemnări ale modului în care Dumnezeu l-a folosit pe Corneliu Pop de-a lungul a decenii de slujire în vindecare și eliberare. Suntem onorați să avem aceste cărți și să promovăm lucrarea de vindecare și eliberare și în acest mod. Sigur că sunt slujitori moderni care poate operează altfel, care poate proclamă, leagă, dezleagă, dar Corneliu Pop a slujit biblic, urmând învățăturile de bază ale apostolilor și slujește și acum în zona lui, la vârsta înaintată la care este chemat de multe locuri. Noi încercăm să-l protejăm, de-aia nu vă supărați dacă ne dați un telefon să cereți numărul lui și nu vi-l dăm direct sau indirect prin una din fișele lui, vă punem în legătură cu el sau pe el cu dumneavoastră, pentru că încercăm să îl protejăm. Despre Corneliu Pop, surpriza mare a fost că ne-a vorbit recent într-un interviu pe care l-am luat pe alte teme, la o întâlnire de misiune, partenerie în misiune PIM la Sibiu, unde am fost de curând. Unul dintre cei intervievați, Zombie Robert, ne-a spus spre surpriza noastră că deși face parte dintr-o biserică baptistă, dar că a avut o întâlnire divină cu Corneliu Pop acolo, în biserica lui din Brașov. Iată o scurtă contribuție a lui pe care am luat-o, vă spun, neplanificat, cu ocazia unei întâlniri de misiune din Sibiu. Mă numesc Zombie Robert, sunt din Brașov. Într-o seară, în timp ce lucram la calculator, Alfa și Omega, televizor mergea pe canalul Alfa și Omega, era un interviu cu fratele Corneliu Pop, în care dumnealui explica cum a scris cartea, experiențele dumnealui cu Duhul Sfânt și în lucrarea de vindecare și eliberare. În timp ce lucram acolo, parcă am auzit o voce care spunea fratele trebuie să se roage pentru tine, ca și tu să fii parte din această lucrare. Am zis unde o să-l întâlnesc eu pe fratele respectiv. Interesant a fost că duminică seara când m-am dus la biserică, l-am văzut pe fratele Corneliu în biserică și am zis, este ocazia mea ca să iau legătura cu dumnealui. Când s-a terminat biserica, m-am uitat unde este fratele, dispăruse, nu mai era acolo, n-am apucat să vorbesc cu el. Atunci am zis, ca și tata lui Samson, Doamne, fă să mai vin omul lui Dumnezeu încă o dată și duminica viitoare. Interesant, duminica viitoare eram chiar la ușă, la primire, și a venit fratele Corneliu Pop. În timp ce a intrat, i-am zis, uitați experiența mea, cum Dumnezeu mi-a zis că dumnealui trebuie să se roage pentru mine și dânsul a acceptat. După ce s-a terminat adunarea, ne-am dus undeva și dumnealui s-a rugat ca puterea care este peste el și autoritatea pe care o are să vină și peste mine. După câteva zile, dumnealui m-a sunat și m-a chemat la una dintre ședințele de consiliere și rugăciune. După câteva ședințe, m-a pus și pe mine să mă rog pentru oameni și am fost uimit să văd cum Dumnezeu lucrează. Chiar această lucrare este vie, autentică și se întâmplă și în zilele noastre. A fost Zombie Robert, dânsul spunea despre modul miraculos care Dumnezeu l-a conectat cu Corneliu Pop și cum acum slujește împreună cu el și cum Dumnezeu ascultă rugăciunile și acea ungere deosebită care este peste fratele în vârstă, ca un veteran al slujirii de vindecare și eliberare, s-a transferat și pe el și el slujește acum biblic vorbind și Dumnezeu îl folosește cu semne și minuni, vindecând bolnavii peste care se roagă. Vă prezint încă o dată cele două cărți ale lui Corneliu Pop, dincolo de barele minții, pentru că despre acestea este vorba, și dar și despre altele. Citițiile sunt mărturii, pe fiecare 2-3 pagini câte o mărturie. Mărturia 22 din volumul 2, femeia care sizează la moartea fratelui ei. Din volumul 1 vă mai citesc la întâmplare, mărturia numărul 32, cel care avea frică de microbi. Toate acestea sunt mărturii consemnate, reale, pe care Corneliu Pop le-a consemnat și care le-a pus pentru dumneavoastră în această carte. Și pentru că avem nenumărate
resurse, cărți despre slujirea de vindecare și eliberare. Mi-a și fost greu să mai aleg două, trei cărți ca să completăm această paletă. Pentru dumneavoastră, o carte similară, Fereți deschise spre biruințe, a lui Bogdan Graul și Mircea Graul, deși slujesc în toate mediile, inclusiv în zona Oasei Domnului, își consemnează aici aproape la fel mărturii de slujire în diverse locuri, despre modul în care Dumnezeu îi folosește cu semne și minune în slujirea lor. Ei slujesc în Cluj și avem mare bucurie să avem această carte de la ei. Și o carte mai veche, un manual mai veche pentru unii dintre noastre, Unelte pentru Libertate, Andy Rich și Jennifer Barnett. Pe Andy Rich îl cunosc personal, cu prefață de Neil Anderson, despre Unelte pentru Libertate, o carte gen manual, mai, poate mai puțin promovată de noi, dar care e o carte foarte serioasă pentru cei care doresc să slujească în vindecare și eliberare. Și acum vreau să prefacez spre finalul emisiunii o apariție de excepție editorială la noi, care are legătură cu una din dimensiunile importante noastre, aceea de înțelegerea vremurilor. După cum știți, suntem foarte apropiați de Amir Țarfati. L-am văzut și aici în studiul nostru de câteva ori, l-am asistat, l-am promovat și la diverse conferințe la care am fost parte cu el. Amir Țarfati a scris o ultimă carte despre care vorbește în această scurtă contribuție de un minut în secvențele următoare. A year and a half ago, we released Revealing Revelation. We knew that God had big plans for this book, but we never expected that more than 250,000 people would pick up a copy and use it to learn God's plans for the end times as told through the final book of the Bible. But there is more to the God's end time story than is found in the book of Revelation alone. And this is why I'm so excited to present to you a prequel of sorts to Revealing Revelation called Discovering Daniel. Once again, with input from former pastor and academic dean Dr. Rick Yon, I've written an easy-to-read and understand book that will walk you through the entire Old Testament book of Daniel so that by the time you complete it, you will not only better understand the familiar stories you learn in Sunday school, but you will have a stronger grasp of the book of Revelation and a clear view of the future hope that God is offering to the world as shown through this prophet's dreams and visions. The reason so many people were able to find and purchase their copies of Revealing Revelation was because the pre-orders were so strong, resulting in the book being offered in big box brick and mortar stores like Target, Walmart, and Hobby Lobby. We would love for the people to have that same opportunity with Discovering Daniel. A fost Amir Țarfati, care își prezintă în fond două cărți. Prima lui carte, Înțelegând Apocalipsa, o carte pe care mulți dintre noi o aveți deja, dar și de-a doua carte de care zice el, Descoperirea lui Daniel. Amândouă sunt cărți de revelație, revelație gen Apocalipsa și revelația Daniel. Această carte a apărut de curând, este în librăria noastră, o puteți comanda, aveți un link acolo. În fond, ambele cărți ale lui Amir Țarfati sunt disponibile și alte cărți ale lui, am câteva pe masă. Asta e o carte de hit pentru vreme ca aceasta. E important să cunoașteți, să înțelegeți vremurile. Aceste două cărți de căpătui, de bază, vă vor ajuta. Profit de ocazie până la sfârșitul emisiunii să vă prezint și alte câteva cărți. Cred că sunt mai multe cărți, dar am ales câteva în grabă. A început Necazul cel Mare, tot al lui Amir Țarfati, tot de el ziua se apropie. Toate sunt pe vremurile de pe urmă. Le aveți, le cunoașteți, da? Dați un telefon și spuneți ziua se apropie și ceasul de pe urmă. Cred că prima carte pe care noi am tipărit-o de el. Este Evreu Mesianic, o voce a Domnului pentru vremuri ca aceasta, să înțelegem vremurile care trăim și să, așa să ne uităm la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Și pentru că am vorbit despre cărți, tot în perspectiva vremurilor de pe urmă, am trei cărți. O să vorbesc mai mult despre ele într-o emisiune viitoare. Mireasa războinică a lui Jeremiah Johnson, Puterea consacrării și Judecata peste casa lui Dumnezeu, Curăția și gloria vine împreună. Amândouă, mai ales ultima, a ieșit acum câteva ore de la tipar, Mireasa războinică vorbește despre cum ar trebui să fie mireasa lui în așteptarea revenirii mirelui cu cizme de război, cum este chiar și coperta acestei cărți. O să vorbim mai mult despre aceasta, dar vreau să fie o provocare pentru dumneavoastră. Cereți de la colegele noastre cărțile de Jeremiah Johnson, un profet modern al timpului, care vorbește despre pregătirea bisericii, a miresei lui pentru întâlnirea cu Domnul și nu o pregătire oarecare.
ca mireasă, ci o pregătire ca mireasă războinică, cum spune una din ultimele lui cărți, aceea gata de luptă și de confruntare spirituală care este în creștere. Cu aceasta mă pregătesc de final. Vă reamintesc că e o provocare noastră și a, din partea rețelei de rugăciune ca în fiecare seară de la ora 22 să ne rugăm pentru noi, pentru biserica noastră, pentru țara noastră. E un timp care de o lună de zile dinainte de sărbătorile de Paști, mulți țin postul Paștelui, mulți se roagă poate mai altfel puțin. Noi am decis să vă provocăm să vă rugați în fiecare seară, dacă se poate în jurul orei 22, pentru ca planul Domnului cu România să meargă mai departe și, dacă nu este prea complicat, dacă Domnul vă aduce aminte, rugați-vă și pentru Alfa Omega TV. Noi intrăm, celebrăm în următoarele săptămâni 30 de ani de ființare și ne rugăm ca Domnul să-și împlinească planul cu noi și în următorul sezon. Chiar înainte de a intra în această înregistrare la ora 3, noi ne rugăm la ora 3 câți putem, câți ne adunăm din echipa noastră pentru ziua, pentru săptămâna respectivă, pentru provocările care le avem, fiți alături de noi în zilele când puteți, la ora 3 până la 3 și jumătate, rugați-vă alături de noi ca planul Domnului cu Alfa Omega să se împlinească. Pentru că cei care ne urmăriți și care ne sprijiniți, sunteți în continuare parte din lucrarea Alfa Omega TV, care vă slujește prin media într-o vreme ca aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.